Tânărul de 21 de ani era de fapt un apropiat al familiei pe care urma să o jefuiască. Acesta mergea des în casa victimelor sale, motiv pentru care a știut clar unde se aflau banii și bijuteriile. Pe parcursul lunilor februarie-martie, tânărul a reușit să sustragă din casa prietenilor săi numai puțin de 12.000 de lei și bijuterii în valoare de 1.000 de lei. Abia ieri a fost reținut de oamenii legii, iar până acum a avut suficient timp să-și cheltuiască banii și bijuteriile valorificate. Reținut pentru 24 de ore, suspectul a fost astăzi prezentat procurorilor cu propunere de arestare preventivă pentru furt calificat. Ai furat banii? Ai fost pe la iubită ca să-i furi banii tatălui? De ce sunteți reținut? Suspectul a recunoscut fapta comisă, a avut o atitudine sinceră pe parcursul cercetărilor, însă această atitudine sinceră nu a condus până în acest moment al cercetărilor și la recuperarea banilor și bijuteriilor sustrase. Polițiștii continuă cercetările pentru documentarea întregii activități infracționale a suspectului și recuperarea prejudiciului. Pentru furt calificat, pedeapsa maximă prevăzută de lege este de 15 ani de închisoare.